că este dată nevoia de recuperare, recuperare afectivă a obiectelor și hai să spunem și de nevoia de a chestiona ce este un obiect, ce păstrează, ce înseamnă, ce a însemnat. Adică nu vorbim despre obiecte de artă, vorbim despre obiecte banale, obiecte părăsite, decrepite sau culese de nu știu ce loc. De exemplu, dacă eu găsești un obiect într-un pod sau într-un colț de stradă, să știi de unde a provenit obiectul, ce povești sunt în jurul obiectelor și după aia să te legi un pic fără să-l brutalizezi, să mergi cumva pe linia care o are el, dar să o duci un pic, să te joci cu ea, să o duci în altă direcție, să-i dai alt sens un pic. Ce vedeți aici este practic mare parte tributar studiilor post-universitare petrecute, făcute în India și în același timp Golden Flat-ului, o instalație care am făcut-o eu, este pe memorie, despre memorie, care a făcut-o în 2010 cu obiecte vechi, practic e vorba despre un apartament de anii 70-80, care tot e legat de transformare. Și din 2010 am început să combin materialul organic cu metalul, cu foița de cupru, cu foița de aur, foița de argint sau argintie sau aurie. Și în ăștia 5 ani de zile am căutat soluții să găsesc o formulă estetică și expresivă pentru obiect. Și repet, tot pe obiecte obișnuite, adică nu sunt un designer în sensul că îmi creez eu nu știu ce masă, stil, nu știu cum, sau... Îmi place să lucrez cu materialul clientului sau al naturii, să spunem așa. Am ajuns la secția de sculptură de la Institutul de Arte din Shantiniketan și am văzut că lucrurile sunt totul diferite decât la noi, adică și stilul de a aborda forma și educația în sine și cursurile, și am zis că e cam... E puțin cam dificil așa să mă întorc la lucrurile care le făceam eu în București înainte să plec, adică și m-am orientat pe ce era acolo și pe starea locului, pe natură și tot uitându-mă așa la copaci vreo lună, două, am zis măi, trebuie să mă folosesc de ce este aici și să-mi schimb un pic direcția, adică să nu vin cu niște formule artistice gata făcute aici. Până la urmă, ce rost are să mai ajungi în India dacă tu lucrezi ca în București, adică trebuie să vezi un pic lucrurile altfel, da? Adică să te vezi de ce este acolo, să te încarci. Pe lângă bucuria, să spunem asta, estetică sau a frumosului, și pentru că putem reconsidera natura dacă venim aici, adică de ce să nu ne folosim de natura așa cum este ea și să o folosim într-un mod așa simplu și inteligent. Adică să o folosim pe viața noastră de zi cu zi.